Andy, hai mai repede! Ce trebuie atâta? Să te fi văzut pe tine prima dată când ai urcat pe role! Ce stai, toate? Ridică-te odată în picioare! Țineți protectoarele! Nu știu dacă o să mă ajute protectoarele astea și casca. Gata, tati! Noi suntem pregătiți! Dacă încerc și eu... Hei! Cineva mă ține? Mami! Hai, tati, dă mâna! Hai că pentru prima secundă e bine! Dar nu pleca de mine. Nu mă duc departe, hai! Stai, mami! Așa, mami, așa! Bravo! Hai, fă un pas! Îmi trebuie bicicleta la schiuri! Este, punem patinele! După cum deja ați înțeles, astăzi, tatii mei, prima dată urcă pe role! Deci astăzi vom face primele lecții de mers pe role! Tati, ține echilibru! Cel mai important în învățatul mersului pe role! Iar Matei va fi arbitru! Deci să începem! Să mergem în curte! Hai să ne rutim încolo! Singur, fără ajutorul lui Mircea și Melisa. Mami, tu câte trânte ai încasat prima oară când ai fost pe role? Ți-amintești? Și-o încerc singur. Degete la picioare. Mi s-au băgat așa în rolele astea. Stau tot încordat. Sunt transpirat. Eu de la Tom Biran nu mai fac niciun pas. Tati, prima dată trebuie să te înveți să te ții bine. Vino lângă noi și mai te va învăța. Hai să încercăm. Dar dacă cădem, cădem toți împreună. Cel mai important este să fii relaxat și să nu tremuri. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Dar cum trebuie să frânez la vale sau cum să cotesc? Păi privește! Când mergi, trebuie să te întorci și gata! Da... Când faci tu, chiar pare simplu. Și iar plec la vale. Hai și bună. Noroc de gard, tati. De altfel, te duceai direct în trandafiri. Da, mami, mi-am amintit cum făceai tu primii pași când erai pe role. Să amintești, Melisa? Așa făcea. Cu fundul în spate și pe margini la gardă, așa, mergea. Dar nu-i ușor, nu-i simplu așa, tati. Așa. E simplu, dar... Să știi că primii pași așa au fost, după care am început să mă îndepărtez de gard. Ceea ce te sfătui și pe tine să faci. Mai încerc o tură la vale să văd cum pot frâna. Melisa, voi monitorizați pe tati. Wow, bravo, tati! Nu tremura! Frânează! Drept în gard! Matei, cum merge, tati? Bine sau nu prea? Bine! Arbitru Matei zice că bine, dar vedem ce urmează în câteva clipe, la virajuri! Lu Matei, îi place că eu merg haios, așa-i, Matei? Iar acum hai să încercăm să mergem la deal! Mergem împreună! A, voi nu? Încep. Pășești sau nu pășești? Așa faci. Vai, Melisa. Tati, privește unde au ajuns ei. Tu ești abia la jumătate de cale. Curaj! Haideți să-l încurajăm pe Tati cu like ca să reușească să se învețe în acest vlog să meargă pe role. Melisa, Mircea, așteptați-mă.
Dar la 30.000 de like-uri îți promitem că venim cu un challenge extraordinar. 24 de ore, toată familia mea limii pe role. Stați puțin, până atunci trebuie să mă învăț. Cum fac eu asta? Dacă cunoști anumite trucuri ca să-l învățăm pe tatii mele mii, scrie-te rog repede în comentarii. Până la vlogul următor, când ne urcăm cu toți pe role, probabil că am putea să le testăm. Ce-a pățit, tati? Chiar a căzut! Cu buca! Nu știu, mâna un pic mă doare. Am căzut pe mână. Tati s-a lovit la mână! Sperăm să nu ajungem la gips. Dică tot ați vorbit, mai bine mi-ați dat o mână de ajutor să mă ridic. Hai, tati! Prima căzătură în acest challenge. Sperăm să fie și ultima. Tati, fii mai atent. Mami, și curaj. Eu cred că deja este ultima. Tot tremur, nu mă pot opri. Așa? Și parcă nu mai vreau nimic. Haideți să-l încurajăm, să nu ne oprim aici, să continuăm challenge-ul. Ce zici? Scrie în comentarii. Apasă pe like. Matei, fugi, fugi să te lovesc. Tati, nu mai vrea. Tati, dar ai abia 10 minute de când ai urcat pe role. O să vedeți după ce descalc papucii și zbrac pantalonii ce vânătaie trebuie să am la picior și jos și la fund. Te-ai lovit la fund? M-am lovit bine, bine m-am lovit. Mi-ai zis de mână. Și la mână și la fund. Știi ce? Hai să încercăm pe loc drept. Lăsăm un pic valea într-o parte și haideți să facem câteva virajuri aici. Hai. Dar virajul nu. Tot la vale îl trage pe tati. Dar cu spatele, puteți? Da, pot. Tati, te rog frumos. Copii, dați-vă la parte. Vine tati. Da, mami. Wow! Prima cartomuri. Nu vreau de apă. Și... Totuși... Cine te băga așa? Gardo este primul rând, da? Când eram mic, dădeam pe schiuri mici, pentru copii, așa din plastic, și care se încheiau cu centură din piele. Și parcă cu ele mă dădeam foarte bine. Nu vreau nici sani, nu vreau nimic. Doar schiuri erau. Dar pe role nu prea reușește. Probabil ai nevoie de vreun instructor, tati. Pentru asta suntem noi aici. Îl vom învăța. Tati, în primul rând trebuie să te obișnuiești cu rolele. De aceea cu toții vom trece pe iarbă. Acolo? Da. Și nu pățesc nimic roțile? Nu am nimic, doar se vor murdări un pic. Tati, fii atent aici. Pe iarbă intrăm în poziția aceasta. Tu imaginează-ți că eu sunt pe role. Uite așa. Ok, dar când ieșim? E la fel! Hai, tati! Ok, să încerc și eu. Mi se mișcă. Hai, 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 că ai poziția bună. În sfârșit. Și cum e aici? Mai bine pe iarbă? E ușor! Pe iarbă te vei acomoda cu rolele. Dar roțile nu alunică pe iarbă. Pe iarbă învățăm să pășim înainte, înapoi și paralel. Ok, am înțeles. Eu deja mă porneam să alunic pe aici. Înainte, înapoi. Voi, tati! Pe iarbă e foarte simplu și paralel. Ești foarte curajos. Parcă zici că nu ai role. Da. Dar poziția corpului tău nu este corectă, tati. Mi-mi pare că stau corect. Cum trebuie să stau? Mereu poziția celor care poartă role trebuie să fie cu picioarele puțin înclinate și spatele mereu drept. Și să simți limba clăparilor. Aceasta. Mâinile le întindem în față și degetele desfăcute. Pentru că atunci când cădem să nu ne rănim la degete. De aceea noi purtăm protectoare din plastic. Ok.
tati, fii atent cum stă Melissa și cu Mircea. Distanța picioarelor trebuie să fie la nivelul umerilor. Tu cum stai? Ok. Așa? Da, e cu mult mai bine. Iar acum, primul lucru pe care trebuie să-l cunoaștem atunci când învățăm să mergem pe role, e ca și la schiuri. Să învățăm să cădem corect. Da, știu, la schiuri se cade pe o parte, așa, jos. La role nu e așa. Tati, fii atent aici. Tot echipamentul pe care îl avem pentru role de protecție este în față, la coate, la mâini și la genunchi. De aceea, când cădem, cădem în față. Când vedem că gata, cădem, trebuie poziția să fie aceasta. Ne lăsăm cât mai jos, pe genunchi și apoi în mâini. Ok, am înțeles. Dar să știți că eu deja m-am acomodat cu rolele. Ia uitați-vă cum pot să stau într-un picior. De aceea și suntem acum pe iarbă, ca să reușești să faci diferite exerciții și să pierzi frica de role. Primul exercițiu pe care trebuie să-l facem este mersul în formă de brăduț. Încoace și în partea cealaltă. Hai să începem, dar. Hai. Tati, privește doar înainte. Ok. Să nu cumva să dai în copac. Iar acum atenție, tati! Acum exercițiul steaua! Wow, tati! Am înțeles! Călcâiul ar trebui să stea tot pe aceeași poziție, în același punct, iar vârful la picioare, la degete, trebuie să se miște... spre exterior. Așa. Așa, și te rătești. În circunferință. Și Melissa... Bravo! Și Matei face. Te rotești, de jur împrejur. Așa. Următorul exercițiu, te apropii de un obiect stabil, în cazul nostru este copacul, și încercăm să ne aplecăm și să ne sprijinim de el. Hai că încerc și eu. Așa. Aha, ca să nu cad jos. Așa, picioarele la nivelul umerilor. Corect! Aha! Dar după ce faci aceste exerciții cu obiectul de sprijin, trebuie să faci fără nimic, ca să încerci să te sprijini singur. Asta e doar de exersare. Ok, mă duc în spate. Da. Picioare la nivelul umerilor. Un pic îndoiate. Da, hai că e bine. Spatele drept, mâinile în față, degetele desfăcute și... 1, 2, facem așezări! Tati, îți mai amintești cum să ieșim de pe iarbă? Sigur, n-am uitat. Hai să te vedem. Altă lume! Brăduțul. Și frână bună! Iar acum încearcă să faci pașii brăduțului. Da, pe așa suprafață este mai dificil. Tu încearcă încetişor, ușuriel. Așa. Este. Bravo, doar că privești în față. Da. Hai că e bine. Și acum, după ce ai făcut mai multe exerciții, încearcă, tot brăduț, să pășești și să aluneci în același timp. Aha. Înclinat în față și alunecăm. Hai că e bine, parcă ești pe gheață, tati, pe patine. Ca o văcuță pe gheață. Așa. Hai că ai rămas în urmă. Cum e? Da, gramatica e una, dar practica e alta. Iar acum hai să încercăm să punem teoria în practică! Bravo, Melissa! Să-l vedem acum pe tati! Tati! Așa... La lavare? Relaxat! Relaxat, picioarele... Așa, așa... Și... Tati, parcă-i pe pârtie deja!
obstacol. Ne învățăm să ne ținem corect, da? De stâlpi, de gard. Picioarele mi sunt încremenite. Așa. Hai, hai, brăduțul. Este. Ce vrei să faci, tati? Să iau rol. Te dor picioarele? Nu dor. Încearcă. Așa e mai sigur? Cu mult. Tati, acum spune senzațiile. Unde te doare, unde nu? Uite, aici la picioare. Simt dunga asta. De aici. Așa. Și parcă stă piciorul. Parcă stă pe o scândură, așa. Așa, pe o bârnă. Și senzația nu e chiar cea mai plăcută. Dar cred că e din motivul că sunt foarte încordat la picioare. În rest, alți mușchi? E bine, încă e bine. Văd că ești așa cam speriat, nu știu cum. Până tu te relaxezi, eu mă duc să văd ce pot să facă Melissa și cu Mircea. Chiar sunt curioasă. Haideți! Succes! Eu cred că de aici nu mă mai ridic. Start! Haideți încă o dată! Bravo, Mircea! Wow! Te-ai rotit! Și Melissa? Super! Toti, cred că e timpul deja să te ridici! Abonații așteaptă să vadă cum reușești tu să faci următoarele exerciții! Deja știu un pic să merg pe role, dar nu cunosc care este metoda de frânare. Am văzut cum ei se frânează într-un fel, Mircea se oprește cu mâinile de un obiect de gard, dar nu știu cum e corect. Tu cum o faci? Să pun aici rolele, ca să nu mă duc în stânga-dreapta. Fii atent! Ai găsit metodă! O să-mi iau cu mine scaunul și zlongul. Cum e? După o pauză mică? Ar fi mai rău și mai rău. Frânarea tip oval, da? Acum miasul tip urs. Începător. Urs. Și la deal. Ce faci, tati? Te-am prins. Dacă e ok, fântâna asta. Și e ok, da? Da, da, da. Se ține bine. Hai, încercăm. Așa, da, tati. Încearcă. Wow, ce frână perfectă! Să spune ce ai. Da, cu frânatul e mai dificil. Las că exersezi câteva zile și ești campion. Dar privește, mami, că am învățat să merg doar cu un singur picior. Ne mișcați. Fii atent! Iată, acum mi-a trebuit și mișcarea aceea de steluță. Steluță, cât te-ai ținut? M-a ținut și m-am întors. Super! Melissa, cum sunt progresele lui tati? Bune! Foarte bune! Foarte bune! Frânăm, tati? Da, frânăm. Cușca lasă într-o parte și mergem la deal. Bravo! Nu te-ai ținut. Un pic. Bordura. Hai că-i bine! Aproape. La întoarcere ți este mai greu, da? Așa. Și până ne învățăm să cotim, ne ajută gărduțul. Și brăduțul. Și... Hai! Văd că mulți frânează un oval, dar nu știu cum. În oval.
Nu știu. A doua pauză pentru astăzi? Cu siguranță cei care ne privesc pe noi cunosc mult mai bine să meargă pe role decât noi. Dar așteptăm cu nerăbdare ziua în care ne vom întâlni cu toții împreună la un roller drum. Pa, pa!